Mulțumesc, domnule președinte Liviu Dragnea, pentru intervenție. Vreau să vă spun că cele două prezentări și prezența aici a președinților celor două camere dovedesc în mod clar, dacă mai era nevoie, sprijinul de care ne bucurăm în ceea ce înseamnă activitatea noastră de politică externă, rolul Parlamentului fiind un rol decisiv prin adoptarea programului de politică externă a Guvernului și în același timp prin instrumentele necesare pentru controlul modului în care executivul își desfășoară activitatea în acest domeniu. Dați-mi voie să vă spun și eu câteva cuvinte și aș începe prin a saluta domnul președinte Emil Constantinescu, domnul președinte al Senatului, domnul președinte al Camerei Deputaților, domnilor prim-ministri, mulțumesc că sunteți alături de noi, stimați membri ai Parlamentului României, doamnelor și domnilor miniștri în funcție, doamnelor și domnilor ambasadori ai României în străinătate și consul general, doamnelor și domnilor ambasadori acreditați la București, vă mulțumim că sunteți alături de noi, stimați reprezentanți ai Corpului Diplomatic al României și ai Corpului Diplomatic din București, distinsă audiență. Această întâlnire anuală a diplomației române stă sub semnul reflecției asupra schimbării și mizelor strategice pe care România le are în anii următori. Ce s-a schimbat și ce se va modifica în lume ne interesează în cel mai înalt grad ca diplomați. Implicațiile, mai ales acestor schimbări asupra intereselor și conduitei noastre, devin vitale în această perioadă. Ritmul schimbărilor pare mai alert ca oricând. Benefice sau nu, în cea mai mare măsură însă inevitabile. Ceea ce putem noi să facem este să înțelegem cât mai bine evoluțiile, să le modelăm pragmatic prin gestionarea implicațiilor și să ne adaptăm în consecință. Inteligența orientată spre anticipare, managementul strategic și tactic, dar și adaptabilitatea definesc datoria noastră, promovarea intereselor noastre în lumea în schimbare. Sunt onorat că îi vom avea alături de noi astăzi pentru a ne împărtăși evaluările lor pe aceste teme, pe ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, pe ministrul afacerilor externe al Ungariei și pe ministrul afacerilor externe al Egiptului, o voce care vine să ne aducă o dimensiune globală a dezbaterilor noastre de aici. Anul acesta vă propun câteva accente speciale pe care aș dori să le aveți în vedere. Pregătirea Marelui Centenar, președinția noastră a Consiliului Uniunii Europene în 2019, candidatura României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate la ONU, cu alegerile în 2019, și candidatura noastră la OCDE. Acestea sunt jalanele esențiale ale mandatului dumneavoastră din punct de vedere al activității concrete și directe. În egală măsură, așa cum sublinea și domnul președinte Dragnea, avem nevoie de o diplomație economică mai clar orientată spre rezultate. Avem o serie de sesiuni unde aștept o prezență numeroasă a diplomaților români pentru discuții pe linia economică aplicată, directe și oneste, cu reprezentanți ai companiilor. Vom avea această ocazie și mulțumesc domnului Dărăban pentru posibilitatea pe care ne-a oferit-o de a avea o sesiune specială cu participarea primului ministru pe această temă. Am dorit să organizăm și o vizită la proiectul laserului de la Măgurele. Avem nevoie de o mai bună conectare a diplomaților noștri cu cele mai inovatoare și recente proiecte ale României. Este mesajul nostru despre aturile României creative, științifice, dinamice,
pe care aveți datoria să le promovați în exterior prin proiecte clare de cooperare externă. Ultima zi va fi dedicată unei vizite în teritoriu pentru discuții cu autoritățile locale și județene și pentru cunoașterea unor proiecte de dezvoltare care v-ar putea inspira în discuțiile dumneavoastră cu diversi investitori. Doresc astăzi însă să parcurgem împreună ce s-a realizat și ce obiective prioritare avem. Mă refer la mizele majore, nu doar pentru politica externă, ci și pentru România anilor viitor. În orizontul apropiat al Marelui Centenar, prezentul nostru în care trăim respiră istorie și ne obligă să privim la acțiunile noastre dintr-o perspectivă extinsă. Ne bucurăm, în România de azi, de o dezvoltare, securitate și bunăstare, aș spune, fără precedent în istoria noastră. Datoria noastră colectivă este să le apărăm, să le securizăm pe termen mediu și lung, fiind pregătiți și pentru contexte care ar putea să ne fie mai puțin favorabile. Suntem datori să consacrăm o Românie viitoare, păstrătoare a ceea ce este particular și autentic, din valorile noastre specifice și în același timp între cele mai dinamice și mai importante țări pro-europene creative în cadrul Uniunii. Îndemnul meu este să privim spre viitor. Miza noastră europeană, așa cum spuneam, este asigurarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Suntem angrenați în procese de dezbatere și decizie istorice pentru Uniunea Europeană în mod direct și implicit și pentru România. Dezbaterea despre viitorul Europei nu s-a încheiat cu declarația aniversară de la Roma, după cum ne atestă cele 5 documente de reflecție propuse de Comisia Europeană. Viitorul Europei se modelează într-o măsură decisivă până la finele anului 2017. Vocea noastră, argumentele noastre trebuie reiterate și auzite în plan european și bilateral. Avem într-adevăr o imagine pro-europeană consolidată pe care trebuie să o folosim în continuare. Interesul României este să revigoreze politicile de dezvoltare în perspectiva convergenței economice și a integrării europene mai profunde. Simultan, trebuie să ne aducem la zi profilul de țară, să ne creștem cu inteligență influența în standardele pe care întreaga noastră societate le merită și le dorește. În plan extern, trebuie să atingem nivelul de reputație, respect și recunoaștere care să ne facă mândri ca țară și în calitate de cetățeni ai României. Ministrul delegat al afacerilor europene, pe care îl salut cu acest prilej, va dialoga cu dumneavoastră privind prioritățile României pe diferite dosare europene. Agenda națională în domeniu, în care ministrul delegat și Ministerul Afacerilor Externe, precum și alte instituții, sunt profund implicate, rămâne axată pe teme de importanță directă pentru cetățeni. Drepturile lor în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, inclusiv în contextul Brexit, aderarea la spațiul Schengen, securitatea europeană, inclusiv a frontierelor externe, politica de coeziune și politica agricolă comună, mai ales pe fondul dezbaterilor legate de viitorul Uniunii Europene și al bugetului european, aprofundarea pieței unice, finalizarea mecanismului de cooperare și verificare, gestionarea migrației, schimbările climatice, pilonul social european și altele. Trebuie să fim însă mult mai activi în promovarea intereselor naționale ale României pe tema Uniunii Europene, precum și în relațiile bilaterale cu statele membre.
Pregătirea și exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene în semestrul 1 din 2019 este în fruntea listei de priorități, fiind o oportunitate istorică pentru politica noastră externă, pentru noi ca țară și ca societate. Este o responsabilitate de o complexitate fără precedent. Am așteptat încă din primele luni de mandat să acționăm pentru progrese pe planul organizării interne adecvată, în definirea conceptului politic al președinției și în modelarea unui mediu extern cât mai favorabil propunerilor cu care vom veni și care vor fi fixate foarte curând. Rolul reprezentanței noastre la Uniunea Europeană va fi crucial și trebuie facilitat prin eforturi conjugate. Tuturor misiunilor diplomatice însă le revine un rol aparte. Trebuie să vă angajați de pe acum în planificarea acestui mandat, construind premisele cele mai favorabile pentru exercitarea cu succes a președinției Consiliului în țările în care vă desfășurați activitatea, pe plan local. În planul relațiilor externe ale Uniunii Europene, trebuie să ne concentrăm pe implementarea strategiei globale de politică externă și de securitate a Uniunii Europene, cu accent pe domeniul rezilienței, viitorul politicii europene de securitate comună, cooperarea NATO-Uniunea Europeană, implementarea politicii de vecinătate, revizuirea pregătirii summitului PAE din noiembrie, strategia Uniunii Europene pentru Siria, continuarea extinderii și păstrării Balcanilor și a Mării Negre în atenția Uniunii Europene, rolul Uniunii Europene în promovarea unui multilateralism eficace. În ceea ce privește viitorul politicii de securitate și apărare, următoarele luni vor marca definirea noii abordări, în special cooperarea consolidată în acest domeniu. România își definește pozițiile astfel încât să participe și să beneficieze din plin în acest proiect, în logica unității și întăririi Uniunii Europene. În mod evident, miza securității noastre, în perspectivă transatlantică și globală, rămâne decisivă. România s-a conturat în ultimii ani nu doar ca un beneficiar al politicilor NATO, ci și ca un participant activ la definirea și implementarea obiectivelor organizației. Participăm la consolidarea posturii de apărare și descurajare a NATO pe flancul estic, pe teritoriul național, la Marea Neagră, cât și în Polonia. Găzduim elemente ale sistemului de apărare antirachetă, suntem printre cei mai importanți contributori în Afganistan, coordonăm fondul voluntar în domeniul apărării cibernetice în folosul Ucrainei, iar decizia de creștere a bugetului apărării la 2% din produsul internațional brut a crescut și a sporit foarte serios vizibilitatea și credibilitatea noastră. Ne vom concentra prioritar pe necesitatea implementării depline a măsurilor de consolidare a apărării și descurajării pe flancul estic. Avem o miză certă în asigurarea coerenței între zona de nord și cea de sud a flancului estic. Pregătirea summitului NATO din 2018 a început deja și trebuie să ne dedicăm toată energia în acest scop. Înscriu aici și valorificarea pe mai departe, posibil la nivel de summit, a formatului București B9, alături de partenerii noștri strategici din Polonia. Aprofundarea și extinderea parteneriatului strategic cu SUA este parte integrantă a mizei de securitate. Ministerului revine responsabilitatea susținerii ritmului în această direcție. Relația specială cu SUA, dar și ansamblul relațiilor transatlantice, rămân repere esențiale ale politicii noastre externe. Continuăm să acționăm pentru unitatea transatlantică, pilon central al bunei gestionări a schimbărilor și tensiunilor din sistemul global actual. Am extins dialogul strategic cu SUA, am reluat
dialogul politico-diplomatic la cel mai înalt nivel prin vizita președintelui la Washington și întâlnirea cu președintele Donald Trump și am îndeplinit încă una din condițiile tehnice ale unui interes major pentru cetățenii români. Mă refer la programul Visa Waiver. Până la sfârșitul anului vom găzdui la București reuniunea anuală de dialog strategic România-SUA, unde vor fi convenite acțiunile și proiectele prioritare pentru aprofundarea relației bilaterale. Organizată de către Departamentul Comerțului de Stat la București în octombrie, a Forumului de Afaceri Trade Winds Southeast Europe, ca misiune economică regională, este un semnal că putem înregistra progrese concrete și pe componenta economică. Participarea unui număr de aproximativ 200 de companii americane de prima mână, probabil cea mai mare acțiune organizată de Departamentul Comerțului din SUA în străinătate, ne creează o șansă pe care trebuie să o fructificăm. Miza bunei vecinătăți în perspectivă transregională. Pentru mandatul nostru, vecinătatea directă a României, arealul desemnat de ansamblul regiunilor care ne înconjoară, este de o importanță cu totul specială. Geografia rămâne un dat al politicii externe. România trebuie să se implice mai responsabil, mai creativ și mai aplicat în vecinătatea sa, văzută însă integrat și strategic. În vecinătate, evident că miza prioritară rămâne Republica Moldova și sprijinirea ei pentru un viitor european. În actualul context geopolitic și de securitate, menținerea stabilității și parcursului european al Republicii Moldova, consolidarea statului de drept și a democrației, continuarea modernizării în beneficiul cetățenilor, sunt obiective care stau la baza colaborării noastre bilaterale cu Moldova. Și aici, anul 2018 are o semnificație aparte. Este anul în care vom aniversa centenarul Marii Uniri și care ne conferă posibilitatea de a ne aminti că România și Republica Moldova împart responsabilitatea valorificării patrimoniului lingvistic, istoric și cultural comun prin proiecte comune orientate către viitor și către noile generații prin încredere, responsabilitate și pragmatism. Între vecinii noștri, desigur că abordarea relației cu Ungaria trebuie să pornească de la repere principiale similare, așa cum am informat și în prima vizită de politică externă pe care am făcut-o de la preluarea mandatului, la reuniunea anuală a diplomației ungare. Avem un prezent și un viitor european comun, fundamental pentru țările și pentru cetățenii noștri. Avem un patrimoniu cultural comun, rezultat al unor procese istorice, multe dintre ele sistemice, nu exclusiv bilaterale. Avem minorități și potențialități pentru mai bună înțelegere reciprocă. Am pledat la Budapesta și profit de reuniunea noastră care va fi onorată de prezența omologului ungar pentru a susține relansarea parteneriatului nostru bilateral, pe fundamentele principiilor care au fost consacrate prin tratatul de bază din 1996, respectiv reciproc, cooperare pe multiple planuri, bună vecinătate. Avem relații economice foarte strânse și o multitudine de proiecte transfrontaliere. Ungaria este pentru noi al doilea partener economic în Uniunea Europeană după Germania. În general, diplomația bilaterală, vreau să subliniez că trebuie să-și păstreze sau chiar să-și consolideze statutul și relevanța. Din această perspectivă ne propunem să dezvoltăm relațiile pe plan european pe trei dimensiuni fundamentale. Prima, cooperarea mai strânsă și structurată cu statele vecine, între care Bulgaria ocupă un loc special. În al doilea rând,
consolidarea relațiilor cu statele partenere strategice sau partenere speciale, inclusiv în planul dezvoltării noastre economice. Un loc special revine dialogului foarte bun la nivel de președinte, premier și ministru de externe pe care le-am avut în acest an cu Franța și Germania. Relația cu Marea Britanie trebuie abordată cu o atenție specială, atât în negocierile Uniunii Europene cu privind Brexit-ul, cât și în ce privește aranjamentele ulterioare din perspectiva intereselor externe și de securitate care ne apropie pe mai departe. Doresc să menținem ritmul alert al parteneriatului cu Polonia, să consolidăm parteneriatele cu Spania și Italia. În al treilea rând, aprofundarea dialogului bilateral cu celelalte state membre UE, cu statele candidate și cu statele partenere ale Uniunii UE, reprezintă a treia axă bilaterală europeană, având în vedere obiectivele unui mandat de succes la președinția Consiliului UE în 2019 și a unei tranziții propice ante și post-președinție. Trebuie să intensificăm cooperarea pe agenda europeană și nu numai cu Slovacia și Cehia, dar și cu Benelux, statele Baltice, Austria, ca deținătoare a președinției semestriale anterioare, mă refer la Finlanda și Croația, ca state partenere ale României în trioul de președinți. În programul președinției noastre, desigur, sperăm ca un rol special să revină și problemei Balcanilor, al cărui viitor este o miză strategică. În ultimul an, MEA a contribuit activ la evoluțiile pozitive înregistrate în acest areal. Amintesc finalizarea procesului de aderare la NATO și aniversarea semnificativă și avansarea semnificativă a negocierilor de aderare a Muntenegrului la Uniunea Europeană, sprijinul acordat Serbiei în plan european, susținerea Albaniei în reformele pentru deschiderea negocierilor de aderare, depunerea candidaturii la UE de către Bosnia-Herțegovina. În abordarea întregii noastre vecinătăți, parteneriatul cu Turcia are o importanță aparte. Stabilitatea, securitatea și perspectivele de dezvoltare economică ale Turciei sunt de interes pentru noi. Pledăm pentru un dialog susținut bilateral și în plus european. Răspunsul României ulterior anexării ilegale a Crimeei, având în vedere conflictul din estul Ucrainei și dificultățile cu care se confruntă aceasta pe plan intern, ne-au profilat ca vector de sprijin politico-diplomatic pentru Ucraina. O evoluție îmbucurătoare și vom continua să fim în continuare un furnizor de asistență și expertiză în procesul de reforme al Ucrainei. Avem nevoie pentru propria noastră stabilitate de vecini cu instituții consolidate, reziliente, cu perspective securitare și de dezvoltare sigură, decise în mod suveran. Aceste țeluri ne ghidează și în relațiile cu Georgia, cu statele din Caucazul de Sud și cele din Asia Centrală pe care am vizitat-o recent. Relațiile cu Federația Rusă vor continua pe baza abordării descurajare și dialog în coordonare cu partenerii noștri euroatlantici. România dorește relații bune cu Rusia, cu două premise esențiale: respect reciproc și respectarea normelor și principiilor dreptului internațional. Câtă vreme dreptul internațional este încălcat prin acțiunile Rusiei, vom sprijini pe mai departe politica de sancțiuni a Uniunii Europene. Vom dezbate în aceste zile și miza dezvoltării României la care se referea domnul președinte Dragnea. Actuala conjunctură economică internă trebuie să se reflecte cu implicarea misiunilor diplomatice într-o prezență externă mai consistentă a firmelor din România, atât în sfera clasică de comerț, cât și în cea a cooperării economice, tehnologie de vârf, investiții și furnizări de servicii. Tabloul economiei globale oferă perspective complexe,
tendințele post-criză destul de favorabile, dar și tendințe de repliere protecționistă a unor actori economici majori. Din postura de membru UE și susținător al beneficiilor unei economii deschise, este timpul ca România să-și asigure un rol mult mai vizibil în conturarea politicilor economice ale Uniunii și să-și valorifice potențialul economic actual, inclusiv printr-o bună corelare a obiectivelor naționale cu documentele strategice sectoriale și globale convenite la nivelul comunitar. Subliniez aici și eforturile interne și demersurile dumneavoastră diplomatice în mod direct au permis plasarea României pentru prima dată în grupul candidaților cu perspective reale de a fi invitate la negocierile de aderare la OCDE. Am toată încrederea că veți intensifica promovarea candidaturii noastre în perspectiva unei decizii a Consiliului OCDE așteptată în această toamnă. O altă tendință globală majoră a ultimelor ani ține de promovarea proiectelor regionale extinse de conectivitate economică, nu doar simple rute de transport, ci veritabile coridoare ce oferă efecte economice multiplicatoare, îndeosebi în sfera investițiilor. Trebuie agreat la nivel național, instituții publice și mediul privat împreună, că includerea României pe harta proiectelor de conectivitate Est-Vest și Nord-Sud este o prioritate națională pentru care trebuie alocate resursele necesare. În 2018, România va găzdui summitul inițiativei celor trei mări, care urmărește stimularea potențialului economic și de interconectare a statelor din arcul Baltico-Adriatic-Pontic, în beneficiul țărilor participante și al creșterii convergenței economice la nivelul Uniunii Europene. Proiectele de interconectare la care România este parte în acest moment, cu Bulgaria, cu Ungaria, cu Republica Moldova și în perspectivă cu Serbia, ca și participarea la coridorul vertical, inclusiv componenta principală, BRUA, evidențiază potențialul benefic al stabilirii unui spațiu de acțiune comun. Creșterea economică sustenabilă a României trebuie sprijinită prin reorientări și diversificări spre regiuni geografice emergente, spre recucerirea unor piețe cu potențial de creștere sau cu niște nișe sectoriale de oportunitate. Eforturile de diversificare geografică au produs până în prezent doar rezultate parțiale. Vă îndemn să acționați în această direcție pe relații precum China, mai ales prin inițiativa noilor drumuri ale mătăsii, Japonia, Republica Coreea, India, ASEAN, Asia Centrală și Africa. Trebuie să aprofundăm relația noastră strategică cu Israelul prin extinderea domeniilor de cooperare, concomitent cu intensificarea relațiilor cu ansamblul regiunii Orientului Mijlociu. Ultimele luni au cunoscut o intensificare a dialogului cu zona Americii Latine și a Caraibilor, prin contacte bilaterale de nivel cu numeroase state de pe aceste continente. Este momentul să ne profilăm mai clar capacitatea de a juca un rol dincolo de Uniunea Europeană și a vecinătății, începând cu formatele de cooperare și dialog biregionale dintre Uniunea Europeană și regiunile Asia-Pacific, Africa și America Latină. La 100 de ani de transformare și existența statului român modern, dincolo de învelișul nostru profund eurocentric, trebuie să conștientizăm și mizele noastre globale. Ne preocupă în cel mai înalt grad evoluțiile din peninsula coreană. Ne implicăm în combaterea terorismului ca parte a coaliției anti-Daesh, la nivelul dimensiunii stabilizare și comunicare ca membru NATO și prin proiecte de instruire a forțelor de poliție din Irak. Sprijinim activ soluționarea dosarului sirian și identificarea unei soluții durabile în procesul de pace din Orientul Mijlociu. România susține nemijlocit rolul unic al OSCE în eforturile de întărire a securității și cooperării în Europa,
pe baza abordării cuprinzătoare a securității. Rămânem, de asemenea, un membru bine angajat în activitatea Consiliului Europei. România viitorilor ani trebuie să fie angajată în aplicarea unui sistem internațional acordat și ancorat în multilateralism, în principii și în reguli general acceptate, menite să asigure pacea, stabilitatea, respectul pentru drepturile universale ale omului și reducerea disparităților de dezvoltare la scară globală. În acest spirit, am lansat în iunie 2007, anul acesta, la New York, candidatura României pentru un loc de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU. Pentru reușita acestei operațiuni este nevoie de o campanie multifacetată și deosebit de activă. Obiectivul României este ambițios, este dificil, dar are și o doză suficientă de optimism. Este necesară o conduită activă în organizațiile internaționale, în dezbaterile multilaterale pe teme clasice și pe teme noi ale securității internaționale, reconstrucția post-conflict, educația pentru pace, securitatea alimentară și a apei, schimbările climatice. Un instrument special pentru acțiunea noastră este asistența oficială pentru dezvoltare. Facem eforturi susținute pentru operaționalizarea agenției până la sfârșitul acestui an, o agenție specializată care va acționa sub conducerea strategică a Ministerului Afacerilor Externe. O ultimă miză pe care doresc să insist este miza coeziunii interne, a solidarității și a sprijinului societății românești pentru politica externă. Pentru aceasta, protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor români prin activitatea MEAE și a serviciului diplomatic extern rămân o prioritate. Mă bucur să vă anunț că Ministerul Afacerilor Externe a finalizat proiectul ICONS, platformă informatică integrată ce deservește la ora actuală prin intermediul a 5 sisteme distincte, deosebit de complexe, întreaga rețea consulară a României. Prin informatizarea serviciilor consulare, cât și prin procedurile implementate la nivelul celulei de criză a MEAE, Serviciul Consular Român este la ora actuală și vă spun cu toată responsabilitatea unul dintre cele mai moderne la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, din multe puncte de vedere, instrumentele moderne implementate în acest domeniu reprezintă o premieră la nivel european în ceea ce privește amploarea, diversitatea și promptitudinea serviciilor consulare. Doresc să valorificăm această expertiză și pe durata președinției la Uniunea Europene. Au fost făcute progrese pentru operaționalizarea sau îmbunătățirea activității la consulatele generale de la Bari, Bologna, Haifa, Manchester, Marsilia, Miami, Milano, Strasburg, Stuttgart și secția consulară de la Bruxelles. Nu în ultimul rând, celula de criză a MEAE s-a confruntat cu o serie de situații în care au fost puse în pericol siguranța și viața cetățenilor, vorba de atentatele de la Barcelona, de la Londra, de la Manchester sau Stockholm. S-au derulat noi operațiuni de repatriere din Siria sau fâșia Gaza. Vreau să vă dau o singură cifră și mă scuzați că deviez de la discursul scris. În anul acesta, numărul serviciile consulare oferite de către Ministerul Afacerilor Externe cetățenilor români se ridică la cifra de 2 milioane de servicii consulare. Aceste 2 milioane de servicii consulare au fost realizate de o mână de oameni, e vorba de 500 de oameni care lucrează în sistemul consular din România. Cred că, mă rog, nu trebuie să vorbesc cu dumneavoastră, cred că vă dați seama, sper că și invitații noștri realizează cam care sunt eforturile pe care trebuie să le depunem pentru a ne respecta, într-adevăr, una din funcțiile fundamentale care este protejarea cetățenilor români. În privința managementului la nivel instituțional, am continuat demersurile de împrospătare
a personalului MAE. Am demarat în această vară două noi concursuri și așteptăm până la sfârșitul anului sau cel mai târziu la începutul anului viitor o promoție de 90 de colegi care urma să se adauge personalului diplomatic. Am inițiat demersuri legislative pentru suplimentarea schemei de personal, inclusiv a celei externe, care să acopere atât nevoile de pregătire, cât și asigurarea desfășurării președinției române a Consiliului Uniunii Europene în condițiile cele mai bune. În încheiere, stimați colegi, vreau să vă spun că pentru politica externă a României, o serie de determinanți și factori externi se află într-un proces de amplă transformare. Însă interesele noastre naționale și prioritățile care decurg din acestea nu se schimbă fundamental. Se schimbă uneori accelerat și chiar surprinzător maniera în care suntem chemați să urmărim și să realizăm interesele naționale. Azi avem instrumente, mijloace și așteptări noi legate de scopurile și performanțele diplomației. Vă invit să folosiți plenar aceste instrumente și mijloace pentru a răspunde cu profesionalism și onoare așteptărilor la adresa dumneavoastră și la adresa diplomației române în ansamblu său. Vă mulțumesc!